trebuie să, cât de cât pe copii să implicăm, să ajutăm să se formeze, să urmărim. Nu știu cum e cu școala, dar trebuie urmărit ce se întâmplă la școală. Pentru că dacă la școală dă de un coleg care face porcării și pune telefonul în față și nu știu ce, copilul nu știe. Trebuie să avem vedere și lucrul acesta, deci influențele care sunt. Până la urmă, cea mai sigură care este calea lui Dumnezeu, adică să îl ții cu asemenea putere de lucrare a Harului. Nu înseamnă să mă oprici să meargă la biserică. Dacă vrea să meargă, mergi. Că nu îi spui că asta e acasă, dar e bine să meargă. Că nu sunt pentru a forța nimic, tot ceea ce trebuie făcut în credință, e făcut în locul libertății. Dar un părinte care are autoritate și care știe, o să-l atragă pe copil să meargă unde trebuie. Mă, mergem acolo. Ei se bucură copilul să fie cu părintele lui împreună. Eu așa zic. Deci sunt o mulțime de momente și mijloace prin care noi putem să le coordonăm și pe urmă alimentația. Mare atenție la ce mănâncă copiii. Să nu lipsească în sală. Cei mai sănătoși oameni din Europa sunt meditația mediteraneană. Italienii, ei sunt ca cei mai sănătoși. Ei consumă foarte multă salată. Și Italia și Grecia încep masa cu salată, o salată mare. S-au considerat că dacă mănânci dulciuri la sfârșit, și ai consumat carbul ăsta, fibre înainte, salate sau nu știu ce, glicemia nu mai crește atât de mult. Este un efect de tampon. Nu m-am uitat să văd care sunt mecanismele, dar sunt convins că așa este. Deci să consume multe fibre copiii, ca să aibă sănătate. Înainte oamenii nu mâncau mult, dar mâncau ce trebuie. Munca trebuie să fie o valoare. Dacă părinții muncesc, dacă părinții ar copilul, îmi simte că asta este o valoare. Chestia asta cu mai bine stai degeaba decât să muncești degeaba, sunt total împotrivă. Mai bine muncești degeaba decât să stai degeaba. Că dacă muncești degeaba, dezvolți niște deprinderi foarte bune și cândva vei fi și plătit bine, pentru că vei deveni indispensabil prin munca ta. Și așa înveți și pe copii. Nu odată exemplul nostru este fundamental. Și copilul care are afectivitate, care are activități, care asta, nu cred că va deveni așa de ușor, pentru că de cel puțin fetițele amici, mari îndoieri, când vor deveni. Băieții sunt mult mai expuși la ecrane, pentru că ei sunt mai tehnici. Cu cât e mai tehnici, are inteligență de tipul ăsta mai ridicată, cu atât va fi mai dependent și cu atât o să-l afecteze mai mult ecranul. Mă opresc aici și vă las loc câteva întrebări. Mulțumesc!